Bună ziua, dragi copii, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor și astăzi vă voi explica disfuncțiile glandelor suprarenale. Ne reamintim faptul că glandele suprarenale sunt glande pereche situate la polii superiori ai rinichilor. Sunt alcătuite fiecare din două zone, cortico-suprarenala și medulo-suprarenala, diferite ca origine, dar și din punct de vedere structural și funcțional. Disfuncțiile glandelor suprarenale se pot datora unor hiposecreții sau hipersecreții hormonale. Cortico-suprarenala secretă hormoni cu rol vital, doi dintre aceștia fiind aldosteronul și cortizolul. Să vedem ce se întâmplă în cazul unor secreții în cantități prea mici sau prea mari față de nevoile organismului a acestor doi hormoni. Pentru a înțelege cum ne poate afecta o disfuncție a cortico-suprarenalei în ceea ce privește aldosteronul, să ne amintim cum acționează el. Aldosteronul este un hormon mineralocorticoid care acționează în special la nivel renal, mai exact în tubii uriniferi ai nefronilor, dar aldosteronul poate acționa și la nivelul glandelor salivare, glandelor sudoripare și glandelor colice. La nivelul nefronului, aldosteronul stimulează reabsorbția ionilor de sodiu, recuperarea lor din urina primară și secreția ionilor de potasiu și a ionilor de hidrogen. Prin reabsorbția natriului va avea loc și o reabsorbție a clorului, se va forma clorura de sodiu și aceasta va atrage osmotic și apa, care în felul acesta va rămâne și ea în organism. Prin stimularea acestor procese de reabsorbție și secreție, aldosteronul intervine în reglarea echilibrului mineral al organismului. Disfuncțiile cortico-suprarenalei. Un deficit de aldosteron sau cortizol, respectiv o hiposecreție, va determina apariția unei afecțiuni numită boala Addison. În lipsa aldosteronului, nu vom putea reține în organism sodiu, clorul și apa, prin urmare, vom avea o pierdere masivă de sare și de apă din organism. Are loc o scădere în greutate, o scădere a volumului de sânge, o scădere a tensiunii arteriale, o scădere a glicemiei și o scădere a capacității de efort. Tenul va deveni închis la culoare datorită eliberării unor cantități suplimentare de ACTH de către hipofiză, cu scopul de a stimula activitatea glandei corticosuprarenale. Dar ACTH-ul are ca țintă și celulele pigmentare din piele, care vor deveni mai active și vor colora excesiv pielea. Hipersecreția corticosupra-renalei are efecte diferite în cazul celor doi hormoni. O hipersecreție de aldosteron duce la apariția afecțiunii numită boala Kohn, opusul bolii Addison. Boala Kohn se va manifesta printr-o reținere masivă de sare și apă în organism, cu acumularea apei în țesuturi, respectiv apariția edemelor, și o creștere a tensiunii arteriale și a glicemiei. Sindromul Cushing definește hipersecreția de glucocorticoizi. Se manifestă prin obezitate, creștere a glicemiei și a tensiunii arteriale. Modificările metabolice conferă pacientului un aspect împăstat și provoacă apariția unor semne, ca de exemplu față în lună plină și ceafă de bizon. Să realizăm o comparație între boala Addison și sindromul Cushing.
Orice comparație presupune identificarea unor asemănări și a unor deosebiri. Ca asemănare, putem spune că ambele afecțiuni apar în cazul unor disfuncții ale corticosuprarenalei în ceea ce privește hormonul numit cortizol. Deosebiri. Boala Addison se datorează unei hiposecreții de cortizol, în timp ce sindromul Cushing se datorează unei hipersecreții. Hipersecreția de cortizol. În ambele afecțiuni apar modificări ale tensiunii arteriale, doar că în boala Addison scade tensiunea arterială, ceea ce se numește hipotensiune arterială, iar în sindromul Cushing crește tensiunea arterială, respectiv apare hipertensiune arterială. În boala Addison scade greutatea, deci are loc o scădere în greutate, în timp ce în sindromul Cushing apare obezitatea. În hiposecreția de cortizol, respectiv în boala Addison, scade volumul de apă din organism, scade glicemia și scade capacitatea de efort. După cum putem observa, tenul este închis la culoare. Sindromul Cushing se manifestă și printr-o creștere a glicemiei și prin aceste semne caracteristice, și anume față în lună plină și ceafă de bizon.